spre noi tu ai privit. Și acest micuț copil tu ne-ai dăruit, în casa noastră, Doamne, l-ai lăsat. În brațul nostru firav l-ai încredințat, dar, Doamne, suntem slabi, la tine noi venim. Învață-ne cum trebuie să fim, învață-ne. Când fiul tău te va întreba într-o zi ce înseamnă învățăturile astea, cântările astea, rugăciunile astea, legile astea și poruncile acestea pe care vi le-a dat Domnul Dumnezeul nostru, să răspunzi fiului tău: noi eram robe al lui Faraon în Egipt și Domnul ne-a scos din Egipt cu mâna lui cea puternică. Domnul a făcut sub ochii. Ce se face pentru acest copil? Ajută-ne pe calea ta, Iisus, să-L îndrumăm dorim. În fața ta, o Doamne, astăzi stă. Pe brațul tău, Iisus, copilul așezăm și te rugăm să-l binecuvântăm. Vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel, să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze, să te păzească, Levi Sebastian. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine, să se îndure de tine, Levi Sebastian. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine, să-ți dea pacea, Levi Sebastian. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, zice Domnul. Amin. În a mea umilă casă, un copil ce minunat, ce să pot eu spune când privesc la el? L-am primit, Doamne, și ție ți-l încredințez, Doamne. Îți mulțumesc în această dimineață, Doamne, ai lăsat binecuvântare în biserica aceasta, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, pentru toți copiii pe care ne-ai dăruit, Doamne. Ajută-ne să-i creștem în frică și în temere. Îți mulțumim, Doamne, pentru Levi Sebastian. Este o binecuvântare pentru noi și va fi până la capăt. Îți mulțumesc, Doamne, pentru familia mea, pentru soția mea și copilașii mei. Știu că Tu ești un Dumnezeu sfânt, drept și adevărat. Știu că ești un Dumnezeu bun. De aceea, Doamne, în aceste clipe îți mulțumim pentru bunătatea Ta și îți mulțumim pentru dragostea Ta. Amin. Cu îndurare să privești.